Ieri am aflat. Și știu că azi e ultima zi. Deci știam de chestia asta, dar ieri am aflat. Nu știu de ce nu s-au anunțat. Nici nu a spus nimic. Adică când e vorba să dea, nu prea spun. Când e vorba să se ia, atunci te anunță mulți. Nu am știut. Am fost în localitate, am fost plecat și acum am auzit și noi și venit. Asta e. Conducerea Agenției de Plăți și Intervenții în Agricultură consideră că fermierii interesați de subvenții și-au depus din timp dosarele. S-au primit din cele 10 comune din zona defavorizată 201 cereri pentru 648 de cereri. Mai sunt în jur de 30 de oameni care vin și s-ar putea să mai și vină și atunci o să stăm, să prelungim programul ca să primim cererile la toți crescătorii de animale. Am discutat personal cu fiecare primar, prin care am rugat să anunțe oamenii de pe raza localității ca să se prezinte până pe data de 21 să-și depune cererile. Cei care nu au depus toate actele până pe 21 ianuarie nu vor putea intra în posesia celor 250 de euro pe cap de bovină cu lapte. Acest lucru va fi posibil doar în eventualitatea prelungirii termenului de depunere a dosarelor.